Activitatea misiunii Speranța a început cu 30 de ani în urmă în țara noastră, fiind o reală încurajare pentru oamenii care aveau nevoie de mântuire, dar și de ajutor material. Viziunea continuă și astăzi. În fiecare vară, mii de români au oportunitatea să audă mesajul Evangheliei, fiind cercetați în inimile lor. Totodată, pe măsură ce românii au fost binecuvântați, au devenit la rândul lor o binecuvântare pentru alții, dând mesajul speranței până la mijlocul pământului, în Uganda, țară din estul Africii. Potrivit statisticilor internaționale, aproape jumătate din populație sunt copii cu vârste de până la 14 ani, Uganda fiind una din țările cu cea mai mare rată a natalității din lume. Peste 80% dintre copii nu au posibilitatea să meargă la liceu, de aceea, cei mai mulți dintre ei urmează doar clasele primare. Durata de viață este între 55 și 65 de ani, dar din păcate, rata mortalității infantile este foarte mare. Astfel, sunt puțini cei care ajung la vârste mai înaintate. Majoritatea populației se ocupă cu agricultura. Economia este slab dezvoltată și nu se găsesc locuri de muncă, Uganda fiind una dintre cele mai sărace state ale lumii. În acest context, Misiunea Speranța a dorit să fie alături de oamenii și copiii care trăiesc în zonele izolate ale Ugandei, oferindu-le suport material și spiritual. Lângă jungla ecuadorială din sudul Ugandei, Misiunea Speranța, prin implicarea românilor cu suflet mare, a construit un campus misionar format dintr-o biserică cu 250 de membri, o școală la care învață 195 de elevi, un orfelinat ce găzduiește 61 de copii, clinică medicală, bucătărie cu sală de mese și casă de găzduire pentru voluntari. Pentru copii, în special, faptul că pot avea acces la educație gratuită este un mare har. În Uganda, învățământul nu este gratuit. Sărăcia luce în care trăiesc familiile de la marginea junglei face ca părinții să nu poată acoperi taxele școlare. La școala primară Hope Mission din campus, elevii beneficiază de educație gratuită și asta datorită românilor care au ales să ajute acești copii. Le acoperim toate nevoile pe care le au la școală, începând de la încălțăminte, uniforme, rechizite, gustare și prânz. Faptul că acești elevi pot învăța la școala Misiunii Speranța le oferă o perspectivă complet diferită pentru viitorul lor. Educația le poate schimba viața. Vă încurajăm să fiți parte din acest proiect educațional și să oferiți o șansă la o viață mai bună acestor copii de lângă junglă. Implicarea voastră contează enorm pentru ei. Dăruiți un zâmbet unui copil ugandez și împărțiți din binecuvântările voastre pentru a impacta într-un mod minunat viața unui mic suflet ce are nevoie de ajutor. Rămânem alături de oameni și de copii pentru sufletele lor.